te vom regăsi, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de City Skylines. Înainte de toate, vreau să vă spun că vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea de la această serie, chiar dacă nu sunt foarte multe persoane care se uită la aceste clipuri, dar sunt câteva persoane, adică voi, cei care într-adevăr vă uitați și chiar vă place, vă mulțumesc mult de tot, băieți. Astăzi avem o mică mare problemuță, după cum puteți vedea. Bine, de fapt, problema în continuare este cea cu fabricile. Se tot abandonează fabrici, se fac altele și sunt prea multe not enough buyers for products, adică sunt prea multe stocuri și nu sunt cumpărători. În partea asta au început să se facă, mai e foarte puțin. Aici uitați cât de multe blocuri s-au făcut și doar în partea asta mai trebuie să se facă câteva. Și după aceea we are good to go, boys. Am mai lucrat eu puțin off camera, am mai cumpărat aici un teren. Știți că înainte nu puteam construi aici, am mai cumpărat acum pentru că erau foarte mari probleme cu gunoiul. Și am mai făcut un drum, am făcut aici, frate, 5 gropi de gunoi și 4 incineratoare, băieți, ca să nu mai fie probleme cu gunoiul în partea asta orașului. Am mai pus un târg de Crăciun, iar astăzi vreau să facem aeroport. Uite aici târgul de Crăciun, nu prea i-am plasat cum trebuie, că e lângă gropile de gunoi, băieți. Asta ce e aici? Elder Care. Mamă, și Elder Care-ul e lângă gropile de gunoi. Deci nu prea i-am plasat cum trebuie târgul ăsta de Crăciun, dar bro, decât să nu fie deloc, ia uite că sunt oameni care se plimbă pe aici. Deși nu-i Crăciunul, dar hei, nicio problemă. Hai să vedem cum stăm cu traficul. Nu uitați, înainte de toate, dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm mai multe clipuri, să văd acolo activitatea celor care într-adevăr iubesc această serie, băieți. Și dacă într-adevăr vreți să postești mai multe clipuri, îmi place că nu e centura aglomerată. Băi, e normal să fie și trafic, pentru că uite aici e blocat. Uite aici e blocat. Aici e blocat, toți care fac stânga ăștia. Foarte mulți fac stânga. De ce vor să întoarcă? What the fuck, bro? Foarte mulți vor să întoarcă, dar nu înțeleg de ce. Deci ăștia fac stânga, stânga, să întoarcă. Am înțeles. Ok, bun. A, că vin de pe partea cealaltă și n-au pe unde să intre și trebuie să intre. Deci ei vin din partea asta și vor să intre în orașul ăsta, băieți. Am înțeles, deci ei vor să intre în orășelul ăsta și n-au pe unde. Păi atunci, la fabrică aici, de fapt. Păi atunci trebuie să le facem un drum, băieți. Ce mama naibii, păi le facem noi un drum? Le facem noi un drum, uite, fix așa duce drumul, băieți, uite, fix aici duce drumul. Ce mama naibii, nu? Uite că pot, de fapt, ba nu. Că fiți atenți, da, nu, că puteau să, uite, puteau să intre pe aici și intre direct în oraș. Deci asta n-are rost. Partea asta n-are rost. Pe și atunci ăștia să vină aici. Uite, se strâng aici extrem de mulți. Foarte mulți fac stânga și vor să meargă. Uite, și foarte mulți în continuare fac stânga. De ce? Vor să se întoarcă, mă, uite, uite, vor. Uite, toți fac dreapta aici. De ce ei vor să se întoarcă, băieți, am înțeles? Deci asta e metoda lor de a se întoarce. Practic. Mamă, dar chiar e foarte mare zona, băieți. Mamă, uite aici, se dau upgrade-uri, se mai fac blocuri aici. Se abandonează fabrici, din păcate. Și, opa, mor foarte mulți oameni în partea asta. That person is waiting for transport. Băi, știți care este problema? Uite aici, o clădire în flăcări, uite și pompieri aici în zonă. Problema foarte mare este că noi nu avem elder cares, băieți. Noi trebuie să punem multe elder cares pentru bătrâni, să nu mai moară ca nebunii. Așa că hai să punem elder cares, băieți. Ce mama naibii facem? Punem care e ăsta? Child Health Center. Punem aici elder care. Dar avem unul în partea aia. Trebuie să mai punem. Uite, punem. Uite. Nu știu unde exact e unde să-l pun. Atea să-l punem cât mai în centru. Vă dați și voi seama. Uite aici. Da, e ceva acolo. Uite aici și acolo e ceva. Uite aici punem un elder care. Aici trebuie să mai punem. Mamă, băieți. Deci avem foarte multe construcții și nu prea avem unde. Aici mai punem. Acolo nu pot, că este deja ceva. Uite, aici mai punem. Împărțile astea sunt destule. Uite, aici mai punem. Putem să punem unul și aici. Mai e un elder care acolo. Și hai să punem unul și în partea asta. Bun, gata. Mamă, ne pleacă. Mamă, uitați cât am distrus foarte multe case. Băi, la 80.000, la 80.000 o să deblocăm monumentele, băieți. Chiar sunt foarte curios ce e acolo, dar astăzi planul principal este, pe lângă că vreau să rezolvăm niște probleme destul de mari cu electricitatea, gata, nu mai e problemă, pe lângă că vreau să rezolv celelalte probleme, cum ar fi ăsta de aici, cu fabricile, vreau să facem un aeroport, băieți. Deci vreau să facem un aeroport. Mamă, deci aici e o problemuță destul de mare. Uite și aici, gunoi. Păi bă, și groapă de gunoi aproape. Uite grupile astea de gunoi. De ce, mama naibii, de ce nu înțeleg, de ce nu se duc mai multe mașini? Hai să punem în continuare, frate.
Deci aici vreau să punem numai grup de gunoi în partea asta, băieți. În partea asta să-mi bag picioarele, de noi ia uitați câte grup de gunoi avem. M-am săturat, ești nebun, am pus la grup de gunoi, punem și incineratoare, că avem bani, ne permitem! Ne permitem! Avem banii forțichii. Uite așa și uite așa. Forță și curent, sigur e curent. Gata, dacă și acum o să mai avem probleme cu gropile de gunoi, uite, îmi place că s-au construit înapoi clădiri. Se dau upgrade-uri. Ia, ce tare se vede târgul de Crăciun. Noaptea. Bun. Și aeroportul eu aș vrea să-l fac în partea asta. Ideea este în felul următor. Intrăm aici la transport. Băi, eu n-am făcut nicio metodă de transport, doar mașina și mersul pe jos. Eu mă gândesc sincer că ar îngreuna traficul, dacă deja este foarte îngreunat, dacă mai adaug și niște autobuze, bă, nu știu exact cum funcționează, pentru că uite, poate unii oameni nu mai folosesc mașini și vin cu autobuzul. Atunci ar fi ok, că în loc să fie 100 de mașini gen 100 de oameni, o să fie 100 de oameni într-un autobuz. Adică un singur autobuz versus 100 de mașini. Dar nu știu exact cum funcționează jocul, oricum. Aeroport vreau să facem, o să facem și feribot. Dar aeroportul trebuie să fie undeva, mamă, este foarte mare și trebuie să fie undeva departe. Deci să fie departe, băieți. Și am o idee foarte, foarte bună, sincer. O să facem în felul următor. Fiți atenți ce facem, băieți. O să mai vreau să mai facem o stradă, uite aici am. Dar nu știu exact pe unde, uite, de aici, băieți, uite, de aici, ca să nu deranjeze oamenii. O să mai facem o stradă cât mai etajată. Uite, bum. Dar asta o să trebuiască să fie cu sens unic. Deci fix așa cum am făcut aici, doar că o să trebuiască să fie cu sens unic. Adică, bine, logic, e cu sens unic, dar mă rog, că n-ai autostradă de aici. Bun. Așa. Ridicăm maxim. Acum uite, mergem până în partea asta. Bun, deci aia e de intrat. Dacă putem face și underground, asta mi se pare tare. Bun, până aici. Drumul ăsta din păcate nu duce nicăieri. Momentan o să ducă către o zonă cu multe aeroporturi. Băieți, și mă gândesc, băi, lângă aeroport să facem și niște magazine. Mă gândeam că ar fi ok. Uite, și o să punem tot cu sens unic, ceva de genul ăsta. Deci asta e de intrat, asta e de ieșit. Asta e de intrat direct în oraș. O să mai facem una cu sens unic. Stai să ne gândim un pic. Asta ca să ducă în partea asta. Tot sens unic, bun. Deci sunt două de intrat. Intri și din partea aia, intri și din partea asta. Și acum depinde unde vrei să ieși. Uite, să ieși așa. Bun. Și drumurile astea, dragilor, trebuie să le unim pe toate. O să le unim cu niște drumuri absolut normale. Uite, aici aș vrea să le unim. Uite, așa vreau să facem. Stai să continuăm aici sensul unic. Până în partea asta. Așa. O să facem aici sens unic. Aici o să facem la fel sens unic. Și aș vrea, fiți atenți, să mai facem o stradă așa. O stradă așa. Păi și atunci astea ar fi bine să nu fie unite, mă gândesc eu, nu? Uite așa, și le unim... O să le unim cumva așa, într-un cerc. Și aici o să fie aeroport, ia să vedem. Putem să punem aeroport acum, băieți? Can't be built on water. Slope too steep. De ce nu mă lasă să spun aici oare? Ia să încercăm noi. De ce? Bă, cred că trebuie să fie mai la înălțime. Deci uite, aici era perfect aeroportul. Fix aici, în mijloc. Și de aici îți pornească mai multe drumuri pe lângă aeroport, gen, știi? Nu înțeleg de ce îmi spune slope too steep. Cred că trebuie să fie drumul ridicat. În acest moment drumul e la pământ. Cred că trebuie să fie ridicat. Ia, dacă eu aș încerca să pun aeroportul... Uite. Uite, aici merge. Uite că am putea pune un aeroport aici. Dar de ce merge aici oare? Bă, deci... Mamă, dar ăsta nu duce nicăieri aici. N-am făcut bine ce am făcut aici, băieți. Ba, da, uite. Cam o idee. Uite, facem, uite așa. Și ăsta la fel sens unic. Așa, bun. Hai să punem aeroportul. Bă, îl punem unde putem să-l punem. Adică nu e musai să fie acolo unde l-am pus eu, deși cred că trebuie să fie ieșire în ambele părți, băieți.
gen să fie ieșire în ambele părți. Adică, uite, aș putea... Hai să punem aeroportul aici, a? Uitați cum arată aeroportul. Momentan, deci... This is the airport, boys. Și aș mai vrea neapărat să mai punem încă un aeroport. Vreau să punem două aeroporturi, măcar. Hai să... Bine, o să aducem după aceea apă. Hai să-i dăm un mic play. Finally, we have an airport! Yeah! O să vină oameni aici, mamă. Deci, uitați ce probleme avem, frate. Numai cu industria, bă, dar nu înțeleg, mă, ce mama naibii vor. Nu înțeleg sincer ce vor. Cu apa am rezolvat, trebuie să aducem curent, băieți. Trebuie să aducem curent și... E mai problematic cu acest curent, dacă mă întrebați pe mine. Uite așa, gata. Bam! Am adus curent și la aeroport. Yay! Avem un aeroport într-un final. Clădirile abandonate sunt doar de la industrie, ci atâta. În rest, în oraș, mai este absolut nicio problemă, băieți, doar cu industria. Bine, o să facem în zona asta, o să facem magazine. Dar, repet, eu aia cred că trebuie făcut, băieți. Ia să încercăm. Hai să încercăm. Încercarea moarte. Bă, 22% ne educați foarte, foarte bine. Aproape 80.000 de oameni, băieți. M-am uitat cum creștem aici puternic. Nu uitați încă o dată cât mai multe like-uri, dacă vreți să postăm acolo și mai multe videoclipane. Uite, aș face. Aș mai pune un drum. Ia să încerc eu ceva, băieți. Ia să încerc eu. Cred că am pus bine așa. Nu, trebuia mai sus drumul. Fac. Bă, dăm pe drum și punem mai sus. Deci un pic mai sus l-am pus. Ok, să ținem minte. Ia să încercăm așa. Bun, hai să încercăm acum să punem aeroport. Acum trebuia mai jos. Da, uite, nu înțeleg. A, ba nu, the space already occupied. Dacă îl pun acolo. Deci m-a lăsat să-l pun acolo. Bă, măcar avem un aeroport funcțional, băieți. Priviți partea bună, măcar avem un aeroport funcțional. Dar în continuare nu înțeleg de ce îmi zice slope to steep. Chiar nu înțeleg, mă jur. Deci asta se așa, să vedem. Deci uitați până unde vine. Trebuie să mai fie un drumuleț. Ok, încercăm să facem un drum mai mic aici. Nu știu dacă trebuie să nimerez la perfecție. Nu ai idee. Deși nu cred. Uite, tot îmi dă oricum slope to steep. Da, deci n-are treabă drumul ăsta, băieți. Mie să nu fie gen prea jos. Eu așa, dar uite, aici l-am pus. Se unește de partea asta. Bă, sunt curios, mă rog. Știți ce mai punem? Fiți atenți ce mai punem, băieți. Mamă, ce-s astea? A, pentru auto, gen să... Super tare. Știți ce-i asta, băieți? Gen să le luăm bani pe drumuri. Și chiar cred că o să facem în viitorul apropiat. Bun, ideea este în felul următor. Vreau să punem Chirp X Lounge Side, băieți. O să punem aici un Lounge Side, dacă nu putem pune aeroport. Deci acolo o să fie aeroportul și aici punem un Lounge Side. De aici o să lansăm, băieți, rachete în spațiu, boys, ia uitați. Bam, aici o să fie lansarea rachetelor în spațiu. Stai să văd dacă se rezolvă problema cu apa. Nu se rezolvă, trebuie să fie în toată zona, gen. Out of city limits, în pana mea. Așa. Am rezolvat problema cu apa. Și ar trebui să trag până uite aici. Bun, am rezolvat și cu curentul. Bun, băieți, avem și aeroport, avem și rachetă. Ne doare la basket, ca să spun așa, ești nebun. Mamă, băieți, au început să apară magazine și nu sunt destui lucrători educați. Bă, e un lucru bun ăsta, pentru că uitați, la industrie, la industrie nu mai sunt atât de multe de-astea, că nu sunt destule bunuri. Înseamnă că se fac magazine, dar acum trebuie, uite, deci toate sunt în lans, frate. Trebuie să avem de toate. Deci trebuie să avem, bă, aici vin, ia uite, pompiere. Trebuie să avem foarte mulți lucrători educați. Câți avem acum? 23 needucați. Mega Lopolis! 80.000 de oameni, băiți, 80.000 de oameni.
Holy shit, boys, 80.000 de oameni, voi realizați câți oameni avem? Aproape 100.000 de omuleți. Să se duce mai repede. Au venit foarte mulți în oraș și de aia ne-a crescut rata de copchi, practic. Bun, hai să vedem. Drumurile astea merge cineva pe ele? Băi, merg pe ele. Eu aș face niște magazine. Sincer, aș face niște magazine. Ce s-a auzit? S-a auzit? Oh, uite! Avionul, băieți! Primul avion, băieți! Yeah, boy! Du-te și adu oameni! Du-te și adu oameni, dragule! Ce putem face aici? Relocate building. Open. Ia uite, uite, avionul a aterizat. Ia să vedem câți oameni aduce. Deci, practic, asta vin turiști care ne dau bani. Practic, sau mă rog, se duc pe la shopping, se duc. Poate se mută aici. Așa că vreau să vedem aici, transport. Lines overview. Bă, dar noi trebuie să punem niște linii de transport. Deci noi... Asta se așa, uite că acum a ajuns un avion. A intrat un avion și ne arată aici câți rezidenți și câți turiști. Deci noi acum, băieți, trebuie practic să facem niște linii de transport. Lines overview. Da, uite, ne arată liniile. A, nu, astea sunt pentru autobuze. Ia uitați, băieți, au început rezidenții. 3 pe săptămână, turiști 2 pe săptămână. Deci avionul chiar își face treaba. Aduce aici oameni. Opa, bă, probleme cu gunoiul. Iarăși mult gunoi. Clădirile abandonate nu mă interesează momentan. Dar probleme cu gunoiul, băieți. Băi, gunoi. Alo. Luați gunoi, vă rog eu frumos. În rest e bine. Multe clădiri abandonate. Aici sunt magazine, nu? Da, sunt magazine că n-au muncitori. Ia uite, încă un avion. Mamă, păi și dacă am mai vrea noi să mai punem încă un aeroport, dar ideea este că nu știu unde. Cred că știu unde, băieți, să mor. Cred că știu unde, fiți atenți. Ascultați la fratele vostru. Mai punem un aeroport, băieți. Mai punem un aeroport. Cum să nu mai punem noi un aeroport? Cum să nu mai punem noi un aeroport, băieți? Cum să nu mai punem noi? Două aeroporturi, băieți. Două, cum nu? Ia să vedem. Uite, slope to steep, frate. Nu mă las să spun. Bă, scrie și voi în comentarii o părere despre chestia asta, că eu nu înțeleg. Deci, uite, e spațiu. Asta îmi scrie gen când sunt diferențe de nivel. Uite, aici pot să pun aeroport, coai. Aici ce pot să pun aeroport? E, pot să pun unul în partea asta, nu? E, am pus un aeroport acolo, lângă. Păi hai să tragem apă și aici, a? Ok, și hai să tragem și curent. Și avem nevoie și de puțin tel curent. Nu știu unde să tragem curent. Gata. Între benzi așa și avem și curent acolo, băieți. Bă, avem două aeroporturi. Păi hai să vină oameni mulți. Ha, mă, să aduceți turiști, oameni, rezidenți de toate gen. Încă o clădire în flăcări. Gata, s-a rezolvat. Nu uite mașina de pompieri cum pleacă. Băi, deci ce-mi place că avem totul asigurat, frate. Avem totul asigurat. Uite aici, încă o clădire în flăcări. Și uite pompierii, bam, direct au ajuns. Mamă, două, că se extinde. Ia uite, uite pompierii cum, ia uite cum aleargă. Că se extinde dintr-o parte în alta, știi? Bă, au plecat și încă e în flăcări. Bro, ce faceți? Bă, ce-i cu pompierii ăștia? Ia uite aici, uite pompierii acolo. Fire truck, returning to station. Au venit alții, mă, a venit alt echipaj. Am mai lăsat un pic sardă și a venit alt echipaj. Am înțeles, băieți. Opa, aici sunt supărați ăștia. E zgomot mare. Citizens are sick din cauza zgomotului. Noise pollution. Frate, dacă se îmbolnăvesc, că pana mea și eu stau la bulevard în viața reală, aia nu înseamnă că mă poluează fonic, știi ce zic? Oh, avem și de gunoi aici. Bă, știi ce trebuie să facem? Hai să facem niște gropi de gunoi speciale. Păi știți unde facem groapă de gunoi? Fix lângă drum, că suntem ratați. Suntem ratați. Și te facem, uite, aici. Mamă, dar nu facem intrare la aeroport. Coaie, facem intrare la aeroport cu... Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Nu știu unde să punem gropile de gunoi. Era mișto dacă... Bă, știți ceva? Aie, facem intrarea la aeroport, punem grop de gunoi, băieți. Un meci mai prost am putea spune și punem și două incineratoare. Un meci mai prost am putea spune. Ce să facem acum? Aduceți-vă și luați gunoiul din părțile astea. Uite, acolo ne arată garbage is piled up. Mamă, băieți! Și aici fiți atenți. Băi, cum o să numim racheta? Cum numim racheta, băieți? Mamă, băi, ce Caterinca mi se pare. Uite încă un avion. Și putem să... Stai așa, să dăm cu apa aici. Uite așa. Putem să lansăm, băieți, racheta când e gata. C-
Când e gata, uitați că aici zice Rocket Construction, gen să se construiască racheta și putem Launch Preparation, cât se prepară. Cum să numim racheta? Să numim racheta Seringa. Racheta Seringa, băieți! Super tare, deci avem o rachetă, se numește Seringa și putem să o lansăm după ce trece timpul. Așa că hai să lăsăm acolo să treacă timpul. Vreau să văd cum se treaba cu aeroporturile. Cum, câți oameni aduc, ce se întâmplă. Opa, uite aici au început să mai moară. Bărbați, se dă personal waiting for trains. Pe moment, dar a început să fie foarte aglomerat, băieți, orașul. Este din ce în ce mai mare și se aglomerează din ce în ce mai rău. Uite, aici e o problemă. Băi, trebuie să vedem cum facem, băieți. Trebuie să vedem cum facem cu intersecția asta. Asta e problema. La pod aici un pic e o problemă. Ba nu, uite aici. Uite aici e problema. Toți ăia vor să... Am o idee. Aici nu e deloc aglomerat. Știți ce facem? Facem în felul următor. Uite, unim aici. Uite, așa trebuie să unim. Și scoatem asta de aici. Și aici nu e cu sens... Ba da, uite, se duc în partea aia. Nu-i bine așa. Ba da. Ia, hai să vedem ce se întâmplă acum. Cu toate mașinile astea de aici. Bă, ce s-au blocat mai acolo? Uite, foarte mulți care merg. Mamă, băieți, ce ambuteaj aici. Deci în partea asta e mare ambuteaj. Nu știu cum să rezolvăm cu ambuteajul ăsta. Ăsta cred că e cel mai mare momentan. E cârdul foarte mare, gen. Facem în felul următor. Ba nu, nu trebuie să distrug asta, mă. Bă, ce bot sunt. Punem asta așa. Hai să vedem acum. Da, uite, mă, s-au blocat ca proști aici. Ăștia vor să schimbe benzul. Uitați-vă la aici ce proști sunt. Da, uite că acum trebuie să treacă. Facem așa o trecere. Ce să vedem acum dacă se mai rezolvă problema în partea asta, băieți. Aici ce se plâng ăștia? Nu sunt destui clienți, cred. Not enough customers. Păi de ce nu sunt clienți? Ah, că nu sunt multe case lângă. Nu vin foarte mulți acolo că sunt doar câteva blocuri. Mă rog, hai să vedem în continuare cu traficul pe strada asta. Bine, mamă, mai putem cumpăra un teritoriu. Deci, băieți, este cerința foarte mare pentru industrie sau birouri? Eu cred că birouri. Cred că biroul, sincer, pentru că... Bă, dar știți ce facem? Birourile o să le punem. Uitați unde punem birourile. Aici era aeroport. Pana mea! Trebuie să și lucrez la aeroportul ăsta, nu? Așa că, băieți... Băgați mare aici. Și nici nu o să fie poluas. Ba... Fonic, bărbații ăștia. Uite așa, uite, na, luați. Luați și lucrați la birouri. Luați de lucrați la birouri, băieți. Luați de lucrați la birouri. Știți ce am uitat să punem aici? Ceva foarte important. Spital. Aș pune un spital în partea asta. Secție de pompieri neapărat. Deci pompieri neapărat trebuie. Și poliție. Așa. Uitați să pun în partea asta, frate. Dacă lua foc aeroportul, se ducea totul, dracu, ești nebun. Deci dacă lua foc aeroportul, băieți, ăla eram. Eram caput. Bun, și hai să dăm și curent în partea aia, dacă tot am ajuns la stadiul ăsta. Uite, dăm curent de aici. Una. Uite, au început să se construiască. Nice. Nice, uite cum au început să se construiască aici. Dăm curent. Bă, apă trebuie să dăm, dar chiar stai că... Și uite, trebuie să mergem cu apa până în partea asta, băiți. Trebuie să mergem cu apa, că toată zona e plină. Bun, și se dă curent dintr-o parte în alta. Mamă, industria mati! Industria vieții, băieți, industria vieții. Deci, o singură problemă avem cu noul nostru oraș. Opa, stați așa că mai avem o problemă. Mamă, consumăm foarte mult curent. Aeroportul ăla cred că consumă curent. Problema e cu industria. Curentul îl rezolvăm imediat. O să punem aici coal power plant. Nuclear power plant punem, băieți, nu coal. Suntem băieți mari. Și punem două aici, nebun. Am pus două, ia uitați, unul 1115, gata, curent destul.
Toată arta este plină numai de probleme la industrie. Că sunt prea multe bunuri și ăștia care sunt supărați că stau la bulevard. Păi mutați-vă, vede ce să vă fac eu până la urmă. Uite, acolo se mai face puțin tică coadă. Am putea să distrugi. Ia stați așa să facem noi o manevră, băieți. Am putea să facem noi o manevră. Știți ce manevră? Uite așa. Uite așa. Și distrugem intersecția asta. Și mental punem un drum mic către aici. Gata, să aibă acces acolo. Că mașinile de gunoi tot ieșeau în partea aia. Acum ies. O să aglomereze centura foarte tare, bă. Bă, dar chiar aici erau mașinile de gunoi. O să aglomereze foarte tare centura. Hai să facem o ieșire pe aici. Dar nu mai vreau acolo să nu se aglomereze orașul, că oricum e foarte aglomerat. Și uite, mi-a spus că dacă dau click așa pe drum, ci că... Cumva dau pe drum. Da, bine, hai că reușesc dacă ești. Puteam să-i dau upgrade, gen. În stânga, jos. Ia uite avionul, vine avionul. Da, mă, băieți, e greu. Când ai un oraș mare, e greu, 85.000. Bă, hai să vedem ce monumente putem. Ce avem aici? Fusion Power Plant, Space Elevator, Eden Project, Medical Center, Hadron Collider. Bă, ce s-astea, mă? Bine că mi l-a deblocat, dar nu pot pune nimic, ești nebun. Deci nimic nu pot pune acolo. Mamă, avem avion 8 per săptămână rezidenți și 7 per săptămână turiști. Nu vrea nimeni să vină la noi, băi. Ce, mama, dracu, mă? Nu vrea nimeni. Bă, oricum, bani scot. Gunoiul iarăși trebuie să se ia și gunoiul ăsta. E foarte mare aglomerația. Și până ajung mașinile de gunoi, uite, și aici. Mamă, ce aglomerație. Uite, asta e cea mai aglomerată arteră. Astea sunt cele mai aglomerate intersecții, băieți. Sunt prea multe drumulețe pe aici, de-aia se aglomerează. Prea multe drumulețe. Nu știu cum să fac, trebuie să ne gândim bine. Ăștia sunt bolnavi din cauza ce? Noise pollution. Se abandonează fabricile alea. Fabricile alea, nașpa, se abandonează, băieți. Nu știu cum să rezolvăm problema în intersecția asta. Chiar nu știu cum să rezolvăm, jur. Ia să vedem dacă punem noi o stradă mare, uite aici, dacă unim așa. Ar fi mai bine oare? Sau tot nașpa ar fi? Aia s-au blocat total, ăștia se blochează total aici. Se așteaptă foarte mult, că sunt foarte multe străduțe. Și ce facem? Străzile astea... Ar trebui să le facem cu sens unic. Astea două, băieți, vreau sens unic. Ești nebun? Sens unic. Sens unic. Și asta, sens unic. Hai să vedem acum. Păi și ar trebui și asta principală, sens unic, dacă e. Am o idee, băieți. Facem un cerc frumos. Toată partea asta, tot drumul ăsta, sens unic, boys. Sens unic, tot drumul ăsta. Aici sens unic, aici sens unic. Ăsta e cu două sensuri. Și ăsta de sus trebuie să-l facem cu sens unic. Ăsta de sus, la fel sens unic. Se spune sensuri unice ca să nu se mai lovească ca nebunii. Să nu se mai aglomerează atât de mult. Bă, nu știu dacă fac bine ce fac aici, băieți, dar aie, frate, încercăm, ești nebun. Încercăm să vedem ce este, să vedem cum se modifică totul. Și practic eu o să meargă în cerc. Dacă intră... Oh, și uite, stau foarte mult aici pentru că și asta la fel. Sens unic.
Mamă, chiar sunt curios după aceea, băieți, să văd rezultatul. Sunt curios de rezultat. Bun. Sens unic. Practic ei se învârtesc. Mamă, ce am făcut vere aici? Trebuie să reorganizăm toate străzile. Gata. Avem probleme cu electricitatea? Dacă... Am făcut eu pe dracu 4 aici. Dar bine, acolo, aici știu că nu vreau să construiesc nimic, că e groapa de gunoi, nu? Da. Păi și avem deconectări urâte. Uite așa, hai să vedem acum cum stă treaba cu traficul. A, nu, asta mi-arată că... A, nu mai... Bă, am înțeles. Gata. E bine așa? Bun. Bun, și asta, aici mai e problema. Ca se întorc pe podul ăla, uite aici mai e problema. La următoarea intersecție se face coada din cauza și acestei intersecții. Gen, uite aici așteaptă foarte mulți. Că strada asta nu ce nicăieri. Ok, boys, ok. O să punem, uite așa. Și fix așa o pun. Strada aia nu ducea nicăieri și aia era problema. Acum sper să nu mai dorească să iasă jigoșii de aici. Ba, acum parcă e mai bine, dar știți care e treaba, e și noapte. Da, e mai bine. Da, fraților, cam ăsta a fost episodul. Opa, bă, ce e aici, mă? A, problemă cu apa. Cam ăsta a fost clipul, dragilor. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri. Încerc să rezolv problemele, dar clădiri abandonate, muncitori insuficienți. 21% needucați. Avem nevoie de și mai mulți oameni, băiți. Da, probleme mari. Oricum, nu uitați să rupeți acolo butonul de like să văd susținere din partea voastră. Bă, asta... Bă, nu-i conectată la nimic, asta mă bat. Gata, uite, acum e conectată. Clădirea abandonată, uite că au început să producă bani și alea. Foarte bine. Dacă îți acolo foarte multe like-uri, promit că o să postez mai multe videoclipuri. Și ne revedem data viitoare, dragilor. Eu am fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută. În continuare, vă doresc tuturor. Bye, bye.